așa este. În momentul de față suntem, ne aflăm într-o formă foarte bună și asta se vede și situația noastră în clasament. Eram optimist când am venit și iată că împreună cu jucătorii și cu conducerea clubului am reușit să, mă rog, să redresăm puțin formația, echipa și acum când mă gândesc în momentul în care am ajuns, situația era una complicată, era delicată pentru că era o presiune foarte mare. Trebuia, mai erau de jucat 3 meciuri și trebuia să câștigăm cel puțin 2 ca să prindem măcar barajul. Am trecut peste acel moment și am avut inspirația practic să păstrez 70% din lot. Am avut încredere în jucători și iată că nu m-am înșelat în jucătorii pe care i-am oprit. Da, în momentul de față suntem bine, în clasament, practic este rodul muncii noastre de zi cu zi. Este o atmosferă foarte bună la echipă, ne simțim foarte bine, este clar că avem un moral foarte bun după rezultatele obținute și sperăm să gestionăm foarte bine această perioadă, pentru că este o perioadă scurtă de pregătire și să ne prindă într-o formă bună la reluarea campionatului. Spuneați foarte bine, ați fost inspirat că n-ați mai schimbat. La voluntari, chestia asta, parcă era o problemă. Fiecare vară semnau 20 de jucători plecați, 20 veniți. Acum, o echipă care totuși era la retrogradare sau doar la retrogradare, nu ați mizat pe ei, ați făcut puține schimbări. Asta era problema la voluntari. Nu știu neapărat dacă asta era problema, însă rezultatele din momentul de față par a elucida acest lucru. Adică faptul că am păstrat 70% din lotul vechi și am adus 4-5 piese importante și aici fac o paranteză și vreau să spun că iarăși am fost inspirați, atât eu cât și conducerea clubului și am ales jucătorii care în momentul de față au un randament foarte bun. Aici mă refer și la Mihai, la Popa, la Vadim Raț, la Adam Nemeț, chiar și Meleche care a venit pe parcurs. Deci am fost inspirați în tot ceea ce am făcut. Cam asta s-a întâmplat în această perioadă, faptul că nu am schimbat foarte mulți jucători, se vede în momentul de față, pentru că avem omogenitate, suntem o echipă bine sudată, o echipă cu jucători cu experiență, cu jucători tineri, deci nu știu dacă în anii trecuți, faptul că schimbau tot timpul jucători, probabil că de asta aveau probleme.